Granița dintre cer și pământ dispare în întunericul des al nopții calme și grele de august. Ai putea să te gândești că vacanțele, care sunt tema selecțiilor citești în august, te pot duce nu doar în locuri noi, ci și în timpuri pe care abia-ți le imaginezi. Este cazul romanului Lunga viață a Marianei Ucria cartea semnată de una dintre autoarele italiene cele mai respectate astăzi, Dacia Maraini, te poartă prin povestea a trei generații siciliene din secolul XVIII, prin ochii unei protagoniste care nu mai poate vorbi. Mariana își savura libertatea. Trecutul era o coadă pe care o încolăcise sub fuste și care se simțea doar uneori.